31 de elevi din școlile speciale Ieșene, care s-au clasat anul acesta pe primele locuri la concursurile naționale și internaționale, dar și profesorii lor îndrumători au primit diplome de excelență și premii cuprinse între 240 și 400 de lei de la Consiliul Județean Iași și Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Iași. Educatorilor, vă mulțumim dumneavoastră că ați fost alături de noi. Adresăm mulțumiri Ateneului Tătăraș, care ne sprijină de fiecare dată cu această sală minunată. Gala a avut loc la Ateneu de la ora 10 și a cuprins, pe lângă festivitatea de acordare a premiilor, și momente de muzică, teatru și dans modern, puse în scenă tot de către cei mici. Copii în școlile speciale, copii cu dizabilități, dar dacă stăm bine să ne gândim, cred că ei sunt mai speciali decât oricine, dacă putem spune mai special. Este vorba despre recunoașterea unor merite. Acești copii ne dovedesc zi de zi că pot fi niște campioni și că cei care au de învățat suntem noi. Criteriul a fost unul singur, performanțele pe care aceștia le-au obținut la concursurile naționale pe diverse discipline. Astăzi, în sala mare a Ateneului din Iași, am văzut entuziasmul copiilor, dar am simțit și emoțiile dascălilor. Suntem deja la al treilea sau al patrulea eveniment de acest gen de 1 iunie. Am venit astăzi să sărbătorim Ziua Zâmbetelor alături de ei și împreună cu ei. Noi am început la Pașcani de 2 zile să-i sărbătorim prin activități, cântece, poezii, baloane, prăjituri, dansul Zâmbetelor pe care l-am prezentat și astăzi aici. Suntem prima oară la o asemenea premieră și într-adevăr am avut și noi emoții și copii. Au fost foarte încântați atât de premiere cât și de spectacolul oferit de ceilalți copii din centrele de plasament. Premianții de azi au primit coronițe de la campionul olimpic la tir sportiv Sorin Babi, care a ținut să fie alături de ei și să le împărtășească din experiențele sale de succes.